Liga a doua, etapa a 10-a, penultimul joc. Progresul Spartac cu Steaua București este un derby al capitalei, dacă vreți. Să sperăm că vom vedea o partidă excelentă. Mingea aruncată în careu și deschidere de scor! 1-0 pentru Steaua. Remus Chipirliu, al 8-lea gol, în acest moment devine principalul marcator al campionatului nostru. Era la egalitate cu Cocian de la Dej. Acum însă el trece pe locul întâi și va termina etapa pe locul întâi. Remus Chipirliu așadar pentru a 8-a oară. El a marcat și cu Timișoara la precedenta etapă, dar nu la restanță. A marcat de două ori, golul de 1-1 și golul de 2-1. Revedem acțiunea aici în flanc. Ciuciucov, bulgarul, se împiedică, revine și centrează perfect. Ia fața apărătorului direct Remus Chipirliu și înscrie un gol de atacant veritabil. 1-0 pentru steliști. Adilie avansează foarte mult aici, centrează. Ia să-l minge, ajunge din nou în care o reluare. Ho-ho! Pe lângă poartă! Mai concretă la finalizare a fost Steaua în două situații. Într-una și marcat. Ia să vedem un șut pe cadrul porții. O, dificultăți pentru portar. Minge din nou spre gura porții. Moment periculos al gazdelor. Cred că în fața porții mingea i-a țopăit acolo lui David Dumnezeu. E foarte greu de prins în aceste condiții balonul. Adi Popa. Oho, îi deschide un loc pentru centrare, ia să vedem foarte bine cu efect. Oho, ocazie de 2-0! Ciunciucov! Și el cu a treia reușită. Al doilea HIMARS al armatei în poarta spartanilor. Dacă sunt atât de eficiente HIMARS-urile, atunci m-am liniștit. Ciunciucov a dat și el gol în restanța cu Nirea Constanța, în minutul 18, și a dat și golul de 3-1 cu Poli Timișoara în etapa anterioară, era minutul 86 acolo. Frumos Adi Popa și-a întors adversarul aici. Și iarăși o greșeală de marcaj, prea ușor a reluat bulgarul. O fază clasică, britanică dacă vreți, doar că se întâmplă la Clinceni, în liga noastră a doua. Mai departe Matei pentru Boiangiu. Ia să vedem acest șut. Oh, scoate David Dincă, minutul 56. Spartac și acum din interiorul tarului peste. Frumoasă acțiunea, cam așa trebuie jucat. Deviere senzațională aici. Senzațională, șut din cădere. Scoate David Dincă. Și tot cel care a luat și prima dată a încercat a doua oară. Giovanni Petcu, ia să vedem pe scurt, reluare și scoate practic de pe linia porții. Chipirliu, apoi vine și Dincă, senzațională ocazie. Iată încă o dată, ocazia excelentă, scoate acolo Chipirliu venit în sprijinul apărării și apoi tot pe acea zonă vine șutul Ionuț Costea. Încă o dată apare la finalizare Costea, care vedeți stă în spate, așteaptă. Suntem la capătul primelor 60 de minute. Să dăm pe Steaua din noi la finalizare. Oho, bară a lui Enceanu. Extraordinară faza. Extraordinară faza. Minutul 60. Rareș Enceanu putea aduce scorul la 3-0. Superbă mingea trimisă peste portarul Mihai Ciontoș. Și e penalti. E penalti în minutul 91. Corect arbitru de acolo și e faul. La pătrunderea lui Adilie. A treia dublă la ultimele 3 meciuri. Ia să vedem. Da, asta se întâmplă. Asta se întâmplă, încă o dublă pentru Superliu. Și
la ultima, la etapa precedentă cu Timișoara și acum la ultima etapă plus la restanța cu Ida Constanța, câte două goluri și ajunge la 9 reușite, se detașează în clasamentul marcatorilor din liga noastră. Foarte bună execuția pentru jucătorul de 30 de ani, e gălățean, Remus Bogdan Pediu.